Care este un mic club literar din provincie, dar nu de, vreau să zic provincial, dar nu mai este așa de provincial, pentru că ieri s-a dat premiul de Observatorul Cultural, nu? Da, deci de ieri nu mai suntem așa de provincial, pentru că unul dintre membrii neo-hardcore, zic așa, de tot lui Micro, Florentin Popa, care nu a venit astăzi, s-a încă n-a sosit, a luat un premiu, deci suntem ok. Acest, trebuie să zic de fiecare dată, scuzați-mă, acest mic club literar din provincie a fost fondat de către Ștefan Manația, François Vreda și Santa Ianoș, care aș fi eu, și ține de 13 ani și suntem aici astăzi la o nouă sesiune la care invitatul nostru este domnul Gheorghe Vlașin, despre care am aflat ceva sorbi, că e mai bătrân decât mine. Deci cu de o vreme cu acela simt foarte ușurat. Despre domnul Vlașin am aflat că este un domnist premanasian. Bun, ok, o să vedem. Bine, deci, încă un lucru. O să citească, o să modereze Mihnea Bălici, o să citească imitatul, face o pauză și după aia dați voi cu toporul sau cu statista, ce vreți voi. Dar, atenție la comentarii, pentru că data trecută, da, nepotul lui Zăroș cere scuze, data trecută n-am adus vinul comentatorului. Deci, domnul invitat va avea dreptul și obligația, ca la sfârșit, să ofere acest vin pentru cel mai bun comentariu care ți se pare. Ok? Nu moderatorul și nu gazdei. Excluși. Bun. Atât. Mihnea, te rog. Da, n-o să insist foarte mult cu introducerea. Într-adevăr, Gheorghe Vlașin face parte din această specie rară de două mici premanasieni. Pe lângă asta, este unul dintre acei două mici care au lansat, să zic așa, programe literare în preajma anilor 2000. S-a remarcat ca inventator, ca teoretician al deprimismului. Apoi, este unul dintre două miștii care cad cumva stânganci între palia, dintre anii 90 și anii 2000, fiindcă se va observa și din stil cumva o apropiere mai mare de cei care au scris în perioada în deceniul de după Revoluție. Ce să mai zic, este și un autor din diaspora, a fost plecat în Spania timp de aproape 20 de ani, sau chiar mai mult. Da, și acest lucru ne va interesa să vedem dacă se reflectă cumva în ceea ce scrie. O să las dezbaterile mai teoretice pentru discuții și un invit să citească. Ok, bună seara tuturor! Mulțumesc pentru invitație în cadrul acestui spațiu pe care îl cunosc pentru prima dată și care este impresionant, nu mi se pare deloc provincial. Chiar dacă astăzi nu se folosește sintagma provincial, cred că e mai degrabă un atu decât o chestiune care să aducă prejudicii de imagine. Și asta o spun pentru că eu actualmente trăiesc într-un sat, într-un cătun, din Bistrița Năsău, în transportare, care nu figurează nicio hartă din lume. Acolo m-am și născut, acolo am revenit, nu? După o incursiune de aproape 20 de ani în Spania. Și nu numai în Spania, prin Europa, așa, în multe țărișoare. Un sat care se află la vale munților Țipleș și unde eu încerc să fac în așa fel încât punctul ăla să nu fie arătat cu degetul ca fiind provincial, ci mai degrabă un punct de referință cultural în zonă și fără față modestie în România, pentru că acolo se întâmplă de ceva vreme niște lucruri frumoase, întâlnirile de la Teiuciu, în primul rând, tabăra de creație și scriere creativă pe care eu am
înființată și coordonată de câțiva ani. Apoi, sala de muzică Alegretto, pe care am reușit să o finanțez din donații și sponsorizări, și care va avea inaugurarea vineri, adică poimâine, de la ora 17 la școala din Tenciu. Dar nu vreau să mă lungesc prea mult, o să trec la lectură, nu înainte de a vă mulțumi pentru prezență și de a vă spune că sunt întotdeauna încântat să lecturez, să citesc, să prezint scrierea sau scritura mea în fața unui public atât de tânăr. Iubesc lucrul ăsta foarte mult, pentru că întotdeauna am avut încredere în tine și voi avea în continuare, pentru că ei sunt punctul de reper cel mai important în ceea ce înseamnă România actuală vie. Și vă mai spun ceva și cu asta închei, speech-ul ăsta, ca să mă îndrept până dimineață. Un prieten artist plastic m-a invitat la un moment dat la Temprado, la muzeu, la o expoziție de pictură neagră, Goya. Și am rămas gură căscat în fața tablou și m-a întrebat, cum ți se pare? Și am zis, păi, din punct de vedere, ce să spun așa, nu mă pricep la critică de artă plastică, nu știu, ce aș putea să spun? Zice, nu asta te întreb, îți place sau nu îți place? Și am zis, păi, îmi place. Vezi, așa e cu arta în general și cu literatura în special. Citești, îți place sau nu îți place? Eu sper să vă mulțumesc. Depresie 10. Nu mai ești simplista care îmi tulbură ochiul în gust și decorul absent când luna dansează tango printre mese cu din alb și roșu în ritmul radioului obosit. Nu mai ești banala poveste a genului ratat când rângetul cretin inundă încăperea și nici omul orchestră la festivalul proștilor deghizați și nici femeia fatală confundată cu o târpă de cartier mărcinaș sau ceea ce gândul meu primitiv caută disperat printre mizerile cotidiene. Nu ești zâmbetul ascuns în suferințe conjugale prea ușor acceptate și eu știu prea bine de ce, sufletul prea plin pentru un delenicit fără sens și nu pot să te simt aproape când tu nu mai ești. Depresie 4. 4 stele la Vila Viorel din Poiana, pârtia scârție sub pașii tăi cruzi de pantofi închiriați, gesturi viclene când măslinele erau prea tine, prea mari pentru tine și jacuzzi și mansarda cu lupi. Ai adormit pe scala din marmură noaptea aceea și te-au violat pulgii, unul câte unul, și ungurii de la masa vecină cu cearnașul lor. Ai visat telescaune și telecabine și telenovele și bărbați misterioși, plini de gesturi ok, sărutându-ți penele verzi, papagalule. Depresie 2. Necunoscută întâmplare, cu păr scurt, la metrou, când ți-am dat un bilet de tramvai și mi-ai spus că tu ai un prieten în Șaten, cu salariul decent și Siro Grena și pantofii de lac, Made in Italy și garsonieră dublă romană. Mamă, cum ți-aș spune vreo două despre Joyce, Laurent Blanc sau Piticul de Prost, într-o seară albastră cu Pink Floyd și Tom Waits și vin fiert într-o cramă din zona Manuc, dar cobor. Și oricum, n-aveam bani pentru doi. Amnezie și vogere. Nopțile mele au interior proaspăt cu studente la psihologie și vin fiert în Sovoat când Arina dansa din priviri cu barmanul bărbos și boem ca un stâlp de beton. Să mai plângi printre mese badurici, caldaremul albastru zdrobit între coapsele tale cu miros de gin tonic.
să mai plângi artișou cu stangheț și coltrăin, când darina, dansând, mi-a ucis un surâs așternut pe un sân de femeie ușoară. Specifobia. Sunt spații albe lângă fereastră, când somnul tău vorbește despre visul meu. Minciuna cu pânze pictate în mou sau mașina de spălat păcate altora. Sunt spații pentru care alalte te-aș fi iubit. Mi-aș fi aruncat neputința în groapa comună unde tu ești regina. Sunt spații albe lângă fereastră și eu încă te mai aștept. Fără domiciliu. Sunt fără domiciliu stabil. Sunt fără niciun domiciliu. Doar o cutie de carton pe asfaltul la mantă și suflet pereche pentru autostrada care sunt. Sunt fără domiciliu pe scări infernale de timp, dar supraviețuiesc. Sunt un instinct și durere și nimic altceva. Și mă încălzesc limbile ascuțite ale cuvintelor tale. O să trec la un poem pe care l-am scris acasă la Trante Coșoveri pentru un traiană pe salut. Pentru un moment de pariu vis-a-vis de faptul că vezi, Doamne, poeții domnici nu știu să scrie în vers cu rime. Și l-am intitulat Garuda Hip-Hop. Stau la subsol, muzica sună a gol, e nasol. Lipa e moartă, baia afară mă ține la poartă, tâmpită soartă. Cuvintele mele sunt surte și mute, în buzunare doar câteva sute, dar siute. În frigider am cuburi de gheață, noaptea visez grătare de rață, dimineața mi-e greață. Occidentul mi-e ținta și țelul, mi-am amanetat cocoșelul ca să-mi fac felul. Noaptea mă plimb, poate, brotanti sensibilă în toate mă pune pe roate. Zilnic mănânc pâine prăjită cu sare, privind la TV-ul oroare, e jale. Ciorapii-mi sunt rupți în călcâie, mă zbat din orgie în orgie, măi Românie. Prietenii spun că viața e nasoală, să nu poți să pui tu pe tine broțoală, nici chef n-ai de școală, fetițele spline de bani la șuietă, prostie la rang de mare vedetă, eu dorm pe mochetă. N-am casă, n-am masă, n-am lume, n-am scop, n-am viață, n-am nume, n-am stare deloc, sunt omul hip-hop. Menționez faptul că poemul ăsta fac parte din antologia pe care am publicat-o la editura Școala Arteriană. Vasile Giudecnic este prezent aici. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Continui cu prolog. Azi noapte, sfârșitul lunii a început cu biserica, răbușindu-se. Cerul s-a întunecat brusc și cutremurele nu mai conteneau cu huruitul lor asurzitor. Mi-am făcut bagajele cu răbdare, mi-am împachetat cărțile toate, mi-am ascuns pisicile în rucsac, apoi m-am așezat în genunchi și am început să râd ca un dement. Rămăsesem de unul singur, eu care iubeam singurătatea, într-o jumătate de cameră, cu o jumătate de lumânare aprinsă pe jumătate. Ceasul se oprise la jumătate. Pe o jumătate de șiponier, jumătatea mea dispăruse. Mâna. Mâna care doarme. Care adoarme.
care hrănește. Mâna mea ce are toate zilele, care scrie, care îmi zugrăvește chipul, mă ustănește, mă odihnește, mă dojenește. Mâna mea fără de care trupul ar fi o simplă salcie la marginea timpului. Iată mâna mea. Mintea. Mintea mea care mă minte, care mă face să îmi pierd mințile, care mă alungă somnul și visele, care mă cuprinde și mă doboară, mă înalță și mă aruncă în întunecime. Mintea mea cu minte pentru care moartea nu mai are scăpare. Iată mintea mea. Într-o zi își va lua zborul. Mama. Mama mi-a săpat într-o zi groapa. Am plâns-o. Mi-am aruncat veșnicia în ea și am umplut-o. Mama mi-a zâmbit. Am luat chipul ei și mi l-am pusut în inimă. De acolo nu mai plânge pot să-mi cuiesc. Să continui cu familia comună. Reinfarct. Azi noapte mi-am luat inima în dinți și am stat așa, nemișcat, clipe în șir, nenumărate, prețioase, irreversibile. Mă dureau dinții mei de atâta puls. Mă dureau așa, încreștați în așteptare. Inima mea n-a cedat. N-a fost pusă la colț, n-a fost reciclată. Inima mea n-a stat degeaba, nu și-a lins rănile sângerânde. Inima mea n-a plâns, nu s-a milocit pe la colțuri, nu m-a părăsit. Inima mea știe să bată. Azi noapte mi-am luat inima în dinți. Și am alergat cu ea desculț pe o stradă îngustă cu sens unic la capătul căreia scria cu litere negre de o șchioapă. Accesul interzis muritorilor de rând. Abia atunci, inima mea a început să bată din nou. Ketamin. Omul și-a luat lumea în cap. Și lumea l-a privit într-un fel cu mânie. Era prea mare pentru lumea plătuită în așteptarea celui ce nu o să mai vină niciodată. De-aia omul și-a luat lumea în cap, ca să simtă toată greutatea pământului. Aida. În dimineața asta sunt sezam și beau absint și fumez cu Jojo tutun englezesc. Jojo are degetele în formă de pâlnie. Prin pâlnie se strecoară arahne, ca o imagine prăbuită care mă învăluie din piramide de Calaveras sau Still Life with Evers and Port of Primroses. În dimineața asta sunt sezam și o pictez pe aia cu alți ochi. Ultima suflare. Simt-mă așa cum simți răcoarea morții înaintea sfârșitului. Simt-mă așa cum numai întunericul știe să o facă. Simte-mă lângă tine, cu tine, în tine, simte-mă tare și taci. Sunt
aerul care staie respirația. Sunt otrava care șade pe buze, sunt carnea vie care schipuie trupul, sunt sângele clopotitor al chinuitelor așteptări, sunt cimitirul amintirilor tale, sunt ștreangul zilei de mâine, sunt ceea ce crezi că nu e, sunt ceea ce crezi că nu e, sunt valul care te ia și care te izbește, care se aduce pustiul la picioare. Sunt nisipul nesfârșitului. Sunt stăpânul prăpastiei eterne. Respiră-mă! Sunt ultima suflare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum o să avem o pauză de un sfert de oră, după aceea revenim la discuții.